Salut! Astăzi am pregătit pentru tine un filmuleț interesant. Sper să-ți placă și să-ți fie de folos. Dacă ești pentru prima oară pe canalul meu de YouTube, nu uita să te abonezi, apăsând butonul subscribe din partea dreaptă jos a ecranului. Promit că o să ai parte de videouri interesante și pline de informații utile. Pentru mine să te abonezi înseamnă enorm. Îți mulțumesc! Afrata Beach este una dintre cele mai spectaculoase și autentice plaje din peninsula Rodopos, insula Creta, zona Hania. Culmile muntoase, malurile tăioase, apa cristalină și peisajul marin oferă acestei plaje o notă de mister. Plaja Afrata se găsește la aproximativ un kilometru distanță față de satul cu același nume din peninsula Rodopos. Fie că veniți din direcția orașului Hania sau din direcția Kisamos, se caută indicatorul Kolinvari, iar de acolo Afrata. Din satul Afrata se urmează un drum plin de serpentine, fără a fi periculoase, însă cu un peisaj interesant. Drumul se termină fix la plaja Afrata. Plaja Afrata se găsește între două culmi muntoase, are pietre și pietricele și este o plajă amenajată cu șezlonguri și umbreluțe, dar și o tavernă unde turiștii pot găsi băuturi reci, cafea și mâncare specific grecească. Peisajul ce se găsește deasupra apei este maestral completat cu cel subacvatic. Dacă ajungeți în Afrata, nu veniți fără ochelari și tub, ar fi păcat. Peisajul de sus, fantastic. Veniți neapărat la Afrata Beach. Hai, insula Creta Hania. Stâncile ce se găsesc pe fundul apei creează imagini spectaculoase și dau impresia unui survol deasupra unor culmi muntoase. Apa este perfect cristalină și ajută la o vizibilitate foarte bună. Dacă ajungeți în insula Creta, mai exact în zona Hania, nu ratați o scurtă plimbare și o jumătate de zi de plajă și snorkeling la plaja Afrata. Dacă ți-a plăcut videoclipul pe care tocmai l-ai urmărit, nu uita să dai subscribe sau pe românește să te abonezi la canalul meu de YouTube apăsând butonul din dreapta jos a ecranului. Dacă dorești, lasă un comentariu mai jos sau ți-aș mulțumi dacă ai distribui acest video să-l vadă și alții. Pentru consultanță în turism, diverse întrebări sau rezervări, vă las în continuare datele mele de contact.